Salut, eu sunt Denis și bine v-am găsit la un nou clip soldățeilor. Astăzi avem un daily vlog. Bă, știu că cred că am vocea mai groasă acum și că am o față de mort, dar acum m-am trezit. Fraților, astăzi plecăm la Cluj, am pus pe comunitate un pool din ala să votați, zicem dacă vreți sau nu daily vloguri în aceste 2 zile, pentru că voi fi plecat 2 zile la Cluj. Așa că, da, se pare că ați vrut foarte mulți, deci, uite daily vlog aici și acum, cum vine el așa șmecher și chestii. Trebuie să mă pun rapid pe editat pentru că mai am puțin mai mult de editat, cred că o să mai am vreo jumătate de oră. Și după trebuie să mă pun să fac bagajul. Bă, dacă nu știați cum se face patul, vă arăt eu. E așa, da? Și faci așa, 3, 2, 1 și... Bă, ești nebun, s-a făcut patul, ești prost. Tocmai ce am gătat și eu videoclipul, deci îi dăm publish în 3, 2, 1 și e published, man, what the fuck, cum să fii YouTuber în 2018, hai să vedem. Blană, dăm un like aici așa, deci dacă nu ați dat like la clipul cum să fii YouTuber în 2018, dați acolo așa like. Pentru că se merită, se merită. Bă, în mare parte am terminat și eu mai am depus cablul ăsta pentru... Nu știu, orice eventualitate, dacă trebuie să scot ceva de pe cameră sau ceva, bine, nu o să am unde că laptopul nu mi le iau cu mine. Apropo, am reușit să-mi golesc și camera, deci acum am 51 de giga libere aici și așa, deci e blană, o să pot să filmez mult. Ghiciți ce? Am vrut să ies, să duc gunoiul, dar din păcate nu pot, deoarece afară plouă. Și să ies cu camera în ploaie nu este o idee bună, așa că go back. Bă, nu știu cât de bine m-au auzit, dar uitați afară. Deci, nu știu cum să prinzi așa, nu știu cum să ai așa ghinion să prinzi așa ceva, dar am ieșit din nou la infern. Fraților, am ajuns și noi în sfârșit după câteva ore de mers. Am zis că nu mai are rost să filmez pe drum, că n-avea niciun rost, oricum n-am oprit niciodată. Și am ajuns, asta e hotelul, gen. Și mergem să ne cazăm și da. Așa că hai să mergem să vedem ce și cum. Să intrăm aici așa. Și mai uitați ce fundal șmecher am în spate, deci cred că mi-aș pune și un fundal din asta așa șmecher în spate, știi? Și când acum când filmez fac un Q&A sau ceva, filmez aici așa. Dar numai că stau până mâine, deci ar trebui să mai filmez ceva. Hai să vă arăt. Wow, cum face asta. Cum se vede afară. Look at this, ce priveliște avem aici. În afară faptului că e parcare aici, avem o priveliște șmecheră, ia uite aici. Chestia asta e super șmecheră la hotelul ăsta, că deci uitați-vă ce șmecher arată așa cu RGB-uri, deci efectiv e șmecher rău de tot. better luck. I'm falling in and out of time. I hope that you come home, please pick up the phone. I need to know if you are fine. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. Am făcut și eu rost de lumină, în sfârșit aveam acolo un întrerupător și nu știam de el. La prima dată am filmat și nu se vedea mai nimic și am zis că n-am lumină, dar uite că am lumină, deci e blană. Așa că, fraților, eu o să închid daily vlogul ăsta aici. Bă, sper că v-a plăcut acest daily vlog. Noi ne revedem mâine cu un nou daily vlog, deci stay tuned, fiți pe fază acolo și ea. Și da, geamul de deschis, de asta se aud mașini și chestii. Deci, fraților, dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să apăsați acel buton de like, de subscribe și poate de share să vadă și prietenii voștri și să dați un follow pe Insta de Denis Visy și noi ne revedem data viitoare cu un nou clip, adică mâine. Deci, fraților, multă baftă. Salut!